Pentru Astra Giurgiu, partida cu FC Vaslui se anunță a fi una extrem de dificilă, având în vedere lotul valoros de care dispun vasluienii. Antrenorul celor de la Astra, Gigi Mulțescu, spune că va aborda meciul cu Vaslui cu mare angajament și le cere jucătorilor săi să joace pragmatic, pentru că cel mai mult contează rezultatul și mai puțin spectacolul. Va trebui să jucăm pragmatic. Ne interesează în primul rezultat. Trebuie să trecem peste tot ce a fost, să învățăm din greșelile aia și să abordăm meciul ăsta cu mare angajament, pentru că va fi nevoie de angajament mare. Echipa adversă joacă foarte dinamic și destul de agresiv. Cu un nou portar și un playmaker care pot face diferența, Astra Giurgiu va încerca să nu-și dezamăgească fanii, chiar dacă, potrivit antrenorului Gigi Mulțescu, lotul este încă unul subțire, la care se mai adaugă oboseala acumulată în urma meciurilor anterioare. Cu toate astea, la antrenamentul de joi seară, jucătorii Astrei au arătat că sunt pregătiți pentru meciul cu Vaslui, în ciuda faptului că înfrângerea suferită la Piatra Neamț le-a cam scăzut moralul.